Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre garanții. Societatea noastră a încheiat un contract de credit cu o bancă din Austria, garantează cu mai multe tipuri de garanții. Ipotecă imobiliară, angajarea părților sociale, ipotecarea conturilor bancare, cesiunea de creanță și biletele la ordin. Iată ce întrebări avem. Dacă toate aceste angajamente sau garanții trebuie înregistrate în afara bilanțului? Dacă da, angajamentele ale căror valoare este în continuă modificare, cum sunt cesiunea de creanțe de încasat, ipotecarea disponibilului în cont, la ce valoare se înregistrează? Valoarea angajamentelor în euro se reevaluează lunar? Soluția este oferită de către specialiștii portalului contabilitate.ro și ne spune următoarele. Potrivit punctului 27 din reglementările contabile, conform directivei a 4-a a Comunității Economice Europene, aprobate prin OMFP 3055/2009, toate angajamentele, sub forma garanțiilor de orice fel acordate, trebuie, în cazul în care nu există obligația de a le prezenta ca datorii, să fie în mod clar prezentate în note explicative și trebuie făcută distinție între diferitele tipuri de garanții recunoscute de legislația națională. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separată a oricărei garanții valorice care a fost acordată. Angajamentele acordate, care există în relația cu entitățile afiliate, trebuie prezentate distinct în note explicative. Conform prevederilor punctului 210, drepturile și obligațiile, precum și unele bunuri care nu pot fi înregistrate în activele și datoriile entităților, se înregistrează în contabilitate, în conturi în afara bilanțului, denumite și conturi de ordine și evidență. În această categorie se cuprind și următoarele angajamente, giruri, garanții sau cauțiuni acordate sau primite în relațiile cu terți. În notele explicative la situațiile financiare anuale trebuie prezentate informații referitoare la elementele înregistrate în conturi în afara bilanțului. Cu ajutorul contului 801, angajamente acordate, se ține evidența angajamentelor acordate de către entitate, cum ar fi girurile, cauțiunile, garanțiile sau alte angajamente acordate, reflectând eventuala datorie a entității față de terți generată de angajamentele asumate. În acest caz prezentat, întrucât nu există o ieșire de numerar, garanția acordată nu poate fi înregistrată în datoriile entității. Aceasta se va înregistra în afara bilanțului cu ajutorul contului 801 și anume angajamente acordate. Garanțiile se constituie pentru a asigura securitatea creditului. Garanțiile de bunuri viitoare nu produc efecte decât din momentul în care debitorul obține proprietatea asupra bunurilor și, în consecință, nu pot fi luate în considerare în scopul diminuării expunerilor. De exemplu, garanții reprezentate de cesionarea încasărilor din creanțe viitoare, disponibilul din cont. În concluzie, aceste garanții trebuie să le înregistrați în contul în afara bilanțului la valoarea stabilită în momentul încheierii contractului de împrumut. Potrivit punctului 186 din reglementările contabile, conforme cu directiva a 4-a a Comunității Economice Europene, aprobate prin OMFP 355, la finele fiecărui luni, creanțele și datoriile în valută se evaluează la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de BNR din ultima zi bancară a lunii în cauză. Diferențele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar după caz. Prevederile de mai sus se aplică și creanțelor și datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute. În acest caz, diferențele înregistrate se recunosc în contabilitate la alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare după caz. În concluzie, apreciem că angajamentele exprimate în euro nu trebuie să le reevaluați lunar, având în vedere că acestea vor deveni datorii numai în momentul în care nu veți putea restitui creditul contractat, întrucât aceste angajamente se prezintă în note explicative la situațiile financiare anuale, puteți să le evaluați la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de BNR din ultima zi bancară a anului.